Salutare dragi prieteni, bun venit la un nou episod din cariera noastră de jucător la Benfica Lisabona. Un transfer făcut episodul trecut, m-am săturat de Heerenveen și am decis, bă, gata, ne transferăm. O să sărim direct la rezultat. Sunt amicale, nu stăm să ne batem capul cu amicalele. Da? O să le simulăm repede bam bam, iar în meciurile oficiale ne vom face de cap. Hai să ne facem antrenamentul frumos. Sărim la rezultate 2-0. Uf. Așa. Și mai avem un singur meci. Jucăm cu Celta Vigo. Nu prea mă interesează pe mine ce se întâmplă în partidele astea amicale, așa că ces. 1-1. Nu contează, divaghează, trecem peste, hai mai departe. Pe noi ne interesează campionatul. Și începem tare. Avem meci cu Sporting. Jucăm în deplasare. Sper să facem față presiunii în acest meci. Și meciul e început. Intrăm pe teren. Trebuie să și dăm gol. Gol complicat. Minutul 64. Hai tată, să dăm tot ce e mai bun. Bun, pasăm aici pentru João Mario. Întoarcem pentru João Mario, Florentino acum. Florentino pasează bine, întorc un adversar, șut, blocat. Bun, am început bine. Am început bine. Chiar sunt curios cum mă voi mula pe echipa Benficăi. Dar rămâne de văzut. Trubin respinge. Vinagre pentru Gyökeres. Mi s-a părut că a fost deviată asta. Mai bine că n-a fost. Lasă, tată, că așa e frumos. Musa pierde posesia acolo. Morita deposedat. Nereș. Musa pasează bine aici. Mamă. În loc să dau, să apăs pe pas, am apăsat pe șut. Da. Mai îmi plântă și de-astea. Bun, De Souza câștigă bine acolo balonul. Urcă João Mario, șut de la distanță. Adan reușește să respingă mingea în corner. Vinagre degajează balonul acolo. Pasăm bine aici pentru João Mario. João Mario cu o pasă, șut, apără Adan încă o dată. Hai că în urma de șuturi pe poartă mi-am făcut-o. Acum golul mai trebuie făcut. Mamă, am fost un offside. Bă, și ce bine scăpase. Nu-mi vine să cred. Ăla a fost un offside. Ah, caca. Nu e voie. Bun. Ce s-a repliat acolo fotbalistul celor de la Sporting. Morita pasează acolo pentru Ezgaio. Blocat acolo bine. Aursens. Pasăm aici pentru Musa.
Haide. Ne facem aici culoar, șut și reușim să marcăm minutul 79. Marcăm la debutul pentru Benfica Lisabona, chiar în derby cu Sporting. În derbiul Lisabonei. Bravo, tată. Așa mai da. Altfel te vede omul. Hai că a intrat frumos asta. Unu zero. Stăm bine deja. Hulman pentru Morita. Vinagre. Iuste înaintează acolo cu balonul. Florentino. Morita acum. Florentino câștigă posesia. Jurasek. Musa. Bun, João Mario pasează bine aici. Hai, tătuțu! Centrare bună! Musa cu capul pentru Adan. Aia a fost pasă, n-a fost șut. Ce a fost? Hands. Dar de ce nu bat eu? Că mie nu-mi convine, că nu sunt titular. Bun. Încă un șut. Îi pune probleme acolo lui Adan. Nazinho câștigă posesia. Iuste. João Mario câștigă posesia acolo. Greșește și el în fața lui Iuste. Morita acum. Morita cu o pasă bună acolo pentru Gyökeres. Aoleu. Bun, tătuțu. Hai că am plecat bine. Du-te, Nereș. Sau așa. Mamă, ce ghiulea de tun am dat aici. Apără Adan. Hulman deposedează acolo. Nuno Santos pentru Gyökeres. Esgaio. João Mario. Bună pasă lui Aursens, dar pierd acolo posesia. Am încercat să-l fac un joc frumos de picioare, n-am reușit. A, taie-te. Și final de meci, reușim să câștigăm derbiul Lisabonei. Am și marcat. Cred că am îndeplinit toate cerințele antrenorului. Normal că le-am îndeplinit, mă, tată, mă. Bravo, bă, băiete, bă. Bravo, bă, băiete, bă. Avem meci cu Family Sao. Și iată, dragilor, primul nostru meci pe Estadio da Luz. Iată, João Mario ratează un penalti în minutul 56. Intrăm noi în locul lui Tengsted. Nu-i problemă de război. O rezolve și cu familie sau... Cel puțin sper. Mereu mi-a plăcut Estadio da Luz. Bun, hai că avem cerințe ușoare. Bun! Prima atingere de balon și am și marcat. Extraordinar șutul, bară, gol. Minutul 65. Intrăm în 64 și în 65 am marcat. Deja altfel te vede omul. Suntem și pe World Class. Parcă e mai spectaculos. Mamă, ce frumos a dus. Ce frumos a dus. Bravo, bă, băiete, bă. Mare, un mare caracter. Așa te vreau. Asui Sao.
Pasează acolo pentru Limata. Din nou a Suisao. Greșește pasa acolo, Otamendi pentru Aursens, Neto acum. Tașcă, s-ar putea să fie bine. A, nu e bine deloc. De la Fuente pentru Muia. O să-i zicem Muja, că ia iurea să-l strig cum se citește numele ăla, da? Asuisao, Topici, Limata din nou pentru Topici, Aranda, Otamendi câștiga acolo posesia, de Souza pentru Ba, Neto, Aursens. Bă, salto mă, centrează mă frumos. Moura. Da, dragilor, s-a terminat meciul, am câștigat 2-0, am reușit să mai marchez o dată în minutul 89. Din păcate, programul de filmat mi-a mai făcut o schemă, nu mai îmi făcuse de mult, s-a oprit. Da, ghinion. Am avut un pic de ghinion, dar stăm bine, am câștigat locul în primul 11. Și suntem pe primul loc. Pe 2 este Vitoria Ghimaraes, Casa Pia pe 3. Băi, ești nebun? Mie nu vine să cred asta. Sporting pe locul 7. Porto Toma pe 15. Are un punct. Băi, ești nebun. Dubios. Dubios. S-au apucat de blaturi. Aiure. Așa mă, tată. Meciun. Atalanta și Real Sociedad sunt interesate de noi. Pe mine mă interesează AC Milan. Așa mă, tată. Shoot to goal și created goals. Bă, bun. Stăm bine. Hai să vedem aici la activități ce avem. High match performance. Printed media moment. Bun. Am câștigat și bani din asta. Și din asta. Și din asta. Și din asta. Bravo, bă, băiete, bă. Am făcut Q&A. Am vândut hândel pentru un moment. Hai să facem câteva investiții, zic eu. Ce-ar fi? Hai să facem mai multe de-astea mai mici. Și-o luăm și pe asta. Și-o vedea după șeie ce se întâmplă. Dăm advance și jucăm chiar cu Casa Pia. Interesant, cu locul 2. Deja avem meciurile tari. Bine, vedem noi cât de tari sunt. Va fi primul nostru meci ca titular pentru Benfica Lisabona. Să vedem ce meciuri ne așteaptă. Casa Pia și Vitoria Ghimaraes. Bă, da. Stăm bine deocamdată. Cu siguranță vom fi și în Champions League. Băi, dragilor, cam asta a fost tot pentru azi. Îmi pare rău că nu s-a filmat tot meciul cu Family Sao. Dar asta e. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat, aveți grijă de voi. Pa, pa!